Cu a doua temă. Am ales culorile anului, galben și gri, în primul rând pentru că ne-am gândit că va fi foarte ușor să găsim nuanțele acestea în magazine, în colecțiile de primăvară. În mod surprinzător n-a fost chiar așa. Eu personal nu m-aș fi gândit să combin aceste două culori, dar surprinzător a ieșit ceva foarte frumos și mi-a plăcut și ce ai ales tu. Da, și mie mi-a plăcut ce a ales Dana și sperăm să vă placă și vouă. Mie, de exemplu, ce mi se pare așa cool la ținutele noastre este că am găsit fiecare alte nuanțe ale acelorași culori. Eu am mers pe ideea unui galben mai solar, mai intens, Dana a optat pentru ceva aproape bej. Griurile sunt aproape la fel. Dar, cum ziceam, ne-a fost destul de dificil să găsim în colecțiile de primăvară nuanțe care, de fapt, ar trebui să fie, sau sunt, mai bine zis, în tendințe. Uite, eu mi-am dat seama, de exemplu, cât am stat prin magazine, că mi este foarte ușor să mă adaptez la tendințe noi, croiel noi, culori noi. Ce sfat ai pentru oameni cărora le e mai greu să se adapteze la genul ăsta de chestii? În primul rând să se gândească la faptul că tendințele nu înseamnă neapărat croiel moderne sau lungimi foarte noi, ci așa cum am făcut noi astăzi, se pot uita la culorile care apar în fiecare sezon și să le aleagă pe cele care le plac, da, culorile care li se potrivesc și atunci cel puțin își actualizează ținutele cromatic. Ok, Dana, știi că dincolo de tema ținutelor, noi acum trebuie să vorbim puțin și despre bătălia generațiilor. Uite, eu vreau să spun că mie îmi plac foarte mult jeansii tăi și, sincer, chiar port și aș alege. Adică îmi place ideea asta de un blug care nu e clasic, ci e cropped și e larg, se așează foarte bine. N-aș purta însă topul pentru că este prea decoltat și e scurt. Dar spune-mi dacă, de exemplu, din ce am ales eu, ai putea adapta ceva pentru vârsta ta? Ți-ar plăcea? Da, chiar sunt sigură că aș putea. Aș alege fix tocurile acestea. Mi se par superbe, îmi place și nuanța și cum stau pe picior. Și aș purta și topul acesta, doar că în alt context, poate cu niște blugi boyfriend sau ceva mai casual sau chiar cu o fustă mai scurtă, adaptată la cum îmi place mie. Facem schimb. Facem schimb. Iar voi nu uitați să ne lăsați în comentarii care dintre ținute este preferata voastră, a Danei sau a mea. Adică... Cum? Dar facem de la început, nu? Nu. De la adică... Ah. Am zis! Adică deja!